Când dobitoc la spital, cum ne închideau să vă spun, protejea pot dobitoc la da. De unde aveți marfa? De unde aveți marfa? De unde o cheamă marfa? Era pentru PDL? Da, nu vede, mă lași. Vim la bărnile pe acolo, ce cheamă cu mine? Bă, pula, dacă nu-i faci urea, pui înapoi. Și e solid, ești, mă. Trebuie să dovedești faptul că, măcar intențional, se pregăteau de campanie asemenea lucruri, sau că, evident, se împărțeau. Prin urmare, situarea geografică a unor alimente nu este un subiect care să intereseze campania electorală până la proba contrarie. Din datele pe care le am eu, a existat o sesizare făcută de cetățeni. Vă mărturisesc că și eu personal am fost sesizat în această după amiază cu privire la faptul că în Micro 4, la un sediu care aparține primăriei municipiului Târgoviște, se descarcă sau încarcă alimente. Din datele pe care le am la acest moment, rezultă următoarele lucruri. Primul, că spațiul este al primăriei Târgoviște, că acel spațiu a fost închiriat prin Direcția de Asistență Socială unei asociații non-guvernamentale, ceea ce arată că primarul municipiului Târgoviște, candidatul PDL la primărie, Boriga Gabriel, cunoaște despre ce este vorba. Pe ușă au fost puse ștampile pe care le puteți vedea, care sunt ale Asociației Județene de Radioamatorism. Această asociație este condusă de consilierul municipal PDL Babeu Pavel, candidat la Consiliul Județean și el, și șeful serviciului județean, care gestionează problema apei în județul Dâmbovița, subordonat președintelui PDL Dâmbovița, candidat la Consiliul Județean, domnul Florin Popescu. Eu am întrebat la primărie, fiind pe raza municipiului. Primăria a dat un comunicat. Nu vi-l citesc. Am înțeles că acolo este o fundație sau o asociație. Deci proprietate privată, nu e proprietate publică. Am înțeles că spațiul este închiriat cu acte în regulă de la primărie, lucru pe care l-am verificat de două ori. Eu știu că acolo nu scrie PDL, nu scrie nici primărie, de vreme ce a fost închiriat. Din fotografiile și filmările pe care le-am văzut, în zona a fost identificat un domn Drăgoi, care este lider al Partidei Romilor Pro-Europa, asociație care este asociată cu Partidul Democrat Liberal, acest Drăgoi fiind finul candidatului PDL la Consiliul Județean, celebrul baron Florin Popescu. Deci, poliția acolo, am trecut aici. Pe dumneavoastră sunteți de la PDL, din campanie faceți parte. Nu, stați din echipa lor de campanie. Erau alimente pentru campanie electorală? Foarte frumos. Erau alimente pentru mituirea alegătorilor? Eu acum am trecut acolo. Dar de unde atâta ulei acolo? N-am treabă. Duceți-vă și întrebați acolo, poliția economică acolo, am văzut că e goală de acolo. Toate aceste date ne duc la concluzia că ceea ce noi am tot spus la conferințele noastre de presă este adevărat, că în județul Dâmbovița, în mai multe locații, sunt concentrate sute de tone de alimente, sunt concentrate și alte bunuri, inclusiv biciclete din informațiile pe care le am și care vor fi distribuite ca mită electorală în campania electorală din acest an. Este motivul pentru care vom continua să sesizăm instituțiile abilitate ale statului și cer public Poliției Dâmbovița, cer public Gărzii Financiare Dâmbovița, cer public Agenției Naționale de Administrare Fiscală, să lase la o parte partipriurile politice, să lase la o parte reținerile generate de presiunile făcute de baronul Florin Popescu și să treacă la treabă. Au date și informații mai multe decât am eu ca persoană particulară cu privire la această operațiune de mituire în masă a populației din județul Dâmbovița. Urmare unui apel a unui cetățean din municipiul Târgoviște la numărul de urgență 112, la adresa din strada Dinu Lipati s-a deplasat o echipă operativă a poliției municipiului Târgoviște împreună cu lucrătorii ISIF
și ai gărzii financiare. La parterul blocului, într-un spațiu comercial, s-au identificat circa 8 tone de alimente, constând în paste făinoase, zahăr, făină, pui, congelați. Urmează ca în orele următoare să continuăm cercetările și să identificăm eventualele fraude, evaziuni fiscale sau alte încălcări ale legii. Nu, încă nu se au prezentat acte? Nu, până în prezent n-au prezentat acte. Se pare că spațiul este închiriat pe numele unei fundații din municipiul Târgoviște. Erau pentru campanie, sunt și alte locații pe care noi le-am identificat. Am să fac ce trebuie informând instituțiile abilitate ale statului, dar, repet, sunt convins că au mai multe date decât mine. Le cer tuturor să iasă din starea de pasivitate și să intervină. Se discută și de mită electorală, se discută de rețele ale lumii interlope care sunt pregătite să plătească votul, se fac presiuni imense pentru punerea în libertate a unor personaje dubioase din lumea aceasta interlopă, care sunt arestate preventiv sau care sunt condamnate la închisoare, pentru a fi scoase din pușcărie în momentul când este nevoie pentru campania electorală. Atrag atenția conducerii Ministerului de Interne și gărzii financiare centrale că Dâmbovița este un județ cu risc de mită electorală foarte ridicat, generalizat, și atrag atenția că aici se întâmplă lucruri extrem de grave care ne arată că se dorește cu orice preț fraudarea alegerilor. De asemenea, cer și Direcției Sanitar-Veterinare și celor de la Protecția Consumatorilor să intervină, pentru că aceste alimente sunt depozitate în spații care sunt improprii pentru asemenea lucruri și pun în pericol starea de sănătate a populației. Sunt motive suficiente, repet, ca aceste instituții ale statului să-și facă pe deplin datoria față de cetățeni și nu față de partide politice.